pământ și leagă-ți-o de seră, pentru că în vremea și asta unii s-au legat de pământ cu totul și să uită la alții și spun de ceva crisipă. Iată, pentru că cel își se dă numele meu, primește bucuria, pașa și binecuvântarea. Cel și agonisește și spune că-i mai trebuie, iată că am să lasă, ca să se vadă nimicire și să știe că eu sunt acela care pun la probă în vreme și asta poporul meu. Unde ți-i mila? Unde ți-i mila? Unde ți-i mila, poporule? Ai milă pentru Miglaito și Menaiete, pentru cel să-l vezi, că plânge și suspină. Ai milă pentru cel care-l vezi fără adăpost când tu ești în adăpostul tău și nu mai știi cum să te răsfățezi, ființele, poporule, că asta-i proba ta așa mai grea din viață, de nu vei arăta milă, nici eu milă n-am să mă arăt. De așa, poporule, astăzi este ziua când în unitate să vin înaintea mea, ca eu să te iert și eu să te spăl, să te curățesc, pentru că-i vremea, vremea de pe urmă. Cum luați lucrarea de astăzi, poporule? O luați ca o obișnuință, ca un lucru de apucată, sau cauți, poporule, să dai mână de pace? Cei care de ante zile nu se uită unul asupra altuia, ce faci? Îți vezi că ziua de mâine e a ta? Și vei mai putea să dai mână de pace astăzi? Caută și împacă-te, apoi apropie-te de mine, că necazurile vin din ce în ce mai multe. Nu te înspăimânta, poporule, și spune oare ce va face Domnul cu noi. Pentru voi am mai lăsat o vreme de îndurare, o vreme de biruință și o vreme de libertate, ca să te poți bucura în casa mea și să poți mărturisi adevărul. Crede, crede numai că eu voi lucra, iar tu te vei bucura. Amin.